Și Unirea Deș s-a calificat în premieră. Și Unirea Deș mă bucur foarte mult. O echipă cu buget probabil cel mai mic din... Da. După ședință o să mă duc să vorbesc cu antrenorul lor, să-l felicit pentru că a fost adversarul nostru în ultimii ani. A venit în amicale, am jucat. Și un băiat serios care a studiat, are 15 jucători toți. Cred că o performanță remarcabilă care merită lăudată de toată presa a fost ce a făcut Unirea Deș cu acest antrenor.